Bună dimineața și bine v-am regăsit astăzi cu cifre. Așa cum v-am obișnuit, vreau să vă arăt câteva cereri de retragere a unor sume de bani de pe platformă, pentru că așa cum am tot spus și în videourile anterioare, panourile din parcurile noastre produc energie, noi vindem energia, banii se întorc și intră în portofele electronice, portofele pe care le aveți pe site. În calitate de parteneri, aveți posibilitatea să păsați un clic și să cereți returnarea unei anumite sume de bani. Asta am să vă arăt. Astăzi sunt una, două, trei, patru astfel de cereri care au 782 de lei, 471 de lei, 2352 de lei. Iată, și în fine 594 de lei. Cifrele sunt cele care demonstrează că lucrurile funcționează. Da, chiar și într-o perioadă în care prețul este la un minim istoric, prețul energiei pe megawatt este la un minim istoric, prețul este la rândul lui distorsionat de plafonarea impusă de guvern, dar lucrurile la un moment dat se vor regla, iar cererea și oferta vor redeveni stăpânea economiei de piață. Prețurile vor urca, și implicit aceste sume. Așa cum am spus-o întotdeauna, nu ne vom îmbogăți peste noapte. Cei care promit îmbogățire peste noapte și arată luxul de pe lume, acolo trebuie întotdeauna să vă puneți semne de întrebare. Ceea ce promitem noi este un venit sigur, lună de lună, timp de 25 de ani, fără să garantăm cuantumul. Quantumul venitului este dat pe de o parte de energia produsă, deci vom avea un quantum mai mare în perioada verii și ceva mai mic în perioada iernii, dar va exista și perioada sezonului rece, pentru că noi nu căldura o transformăm în energie, ci lumina. Marele dezavantaj al iernii este că avem o zi mai scurtă, nu că este mai frig afară, asta ca să fie înțeles. Un element, deci câtă energie producem și de cealaltă parte prețul la care vindem energia, acum este undeva la 500 și ceva de lei pe megavatoră, el, așa cum am spus-o, susțin aceste afirmații, se va duce undeva în zona 1000-1000 plus lei pe megavator. Dorești să devii partenerul nostru atât de simplu? Ne dai un mesaj pe sterianuscaloaron.gmail.com sau contact aron energie pentru toți .ro. nu înainte de a face un cont pe www.energie pentru că acolo ai o mulțime de informații și de acolo practic se face toată această operațiune. Așteptăm întrebările tale pentru că suntem extrem de transparenți. Știu că devin poate obsedant cu această exprimare, dar urmăresc acest lucru până în esența lui să fim transparenți total. Prin urmare, așteptăm întrebările pe adresele de mail menționate, în speranța că vom deveni parteneri. Și, și, înainte să închei, vreau să mai fac, de fapt, nu un anunț, ci un teaser. Ne pregătim să lansăm o nouă posibilitate, o nouă variantă, o nouă strategie de vânzare a parcurilor. Una care să arate și mai multă deschidere. Probabil că o să vă întrebați: este posibil, după tot ce s-a întâmplat până acum, să existe și mai multă deschidere și mai multă transparență? Da, ne gândim să venim cu o nouă variantă care să fie în avantajul partenerilor. Știu că sună destul de ciudat pentru că oamenii nu sunt obișnuiți cu astfel de lucruri, dar da, gândim în aceste sau în această perioadă la e citim o strategie care sunt ferm convins că o să răstoarne cumva mentalitatea asta că cei din zona privată își doresc doar ei câștig fără să fie sau fără să caute relații reciproc avantajoase. Din punctul meu de vedere, discutând, făcând o masă rotundă pe această temă, eu spun că o să fie o lovitură de imagine propunerea pe care o vom aduce cât de curând în fața voastră. Până atunci să fim sănătoși și să auzim numai de bine.